episoadele anterioare, Mădălin a profitat de minune de vizita neașteptată a lui Radu. L-a legat fedeleș și i-a pregătit amănunțit moartea. Nu mă-și tare în gură acum! Zi-mă, nu mai ești tare în gură! După 25 de ani, Valeria a descoperit că Adrian nu este indiferent. Câteva întâlniri au fost de ajuns pentru ca sufletul ei nefericit să spere din nou într-o iubire adevărată. Delia a justificat acasă lipsa lui Radu, iar Geta, fără să o creadă, a descins în forță în apartamentul fiului ei. Țip la mine! Mă acuză Radu! Mă c***pă Radu! Lasă-mă c***pă în pace! Du-te, fă-ți treaba și lasă-mă! Vreau să mă simt și eu bine, da? Hai, repede! Andrei a aflat de curând că inspectorul Coman este tatăl lui. Pe măsură ce a acceptat acest fapt, a descoperit cu uimire că în inima lui mare e loc și pentru Adrian. Îmi pare bine că ați venit. Andrei, te rog. Dumneavoastră nu are ce să caute între noi. Mădălin a preparat o băutură adormitoare ce îi va oferi lui Radu un somn lung, pentru totdeauna. Eu o să plec. Aștept vreo 2-3 minute, după care sun la ambulanță, da? Mi-a leșinat iubitul, nu mai respire, nu se mai mișcă, morții lui. Vizi ce vrei, da? Mă lăsa singură, Mădălin, te rog! N-am cum, trebuie să dispar, da? Hai, hai, repede! Începe Iubiri Secrete, rămâneți cu noi! E o urgență! Iubitul meu a leșinat și nu mai mișcă! Vă rog, veniți repede! Drogat fără voia lui, Radu ajunge la spital în stare de inconștiență. Delia își joacă bine rolul de iubită îngrijorată, deși în sufletul ei mijește speranța că Radu nu se va mai trezi niciodată. Alo? Doamna Valeria? Vă rog frumos să veniți repede la spital. Este vorba de Radu. S-a întâmplat o nenorocire. Da, da, e o supradoză. Vă rog, veniți repede. E noapte. Mircea stă cu gândurile lui și cu regretele că a putut să se lase atât de ușor prins. Casa e mică, patul e tare, iar modestia vieții lui actuale îi tulbură fiecare minuțel. Ce-i Mircea cu tine, unghii, la ora asta? Nu pot să dorm. Uf. Nu mai pot de somn și nu pot să dorm. Dar ce-i de nu pot să dorm? Căutam niște numere de telefon la diferite persoane. Da, amici, la ora asta. Ce? Poate reușesc să... Sau nu poate, trebuie să reușesc să fac și eu ceva. Mircea, nu te mai gândi noaptea la bani? Cine va tu și la ora asta te gândești la bani? Nu știu, poate. De formare profesională cu care am venit de acolo. Dumnezeu știe ce mai e. Nu știu să spun. Nu știu, imaginam că o să fie altfel cu tine. Nici am impresia că uneori nu ești tu. Nu ești ca înainte. Mi-ar fi plăcut să fie, nu știu, mai frumos. Să fim și noi o familie, să încercăm măcar pentru câteva zile să fim altfel, să nu mai gândim la bani. Da. Da, ce? O să încerc, dar acum chiar n-am chef, nu știu. Vreau să lâncezesc așa. Nu știu ce să zic. Hai să dormim, Mircea. Nu m-am chef. Ai gata, nu vreau să mai am nimic. Hai să dormim, că nu mai pot de somn. Și tu stai aici singur, pia? Și tu ești cu mine ca să stăm împreună. Hai, nu fi așa. Telefonul Deliei a speriat-o pe Valeria, care în cea mai mare grabă vine la spital. De când a aflat de această dependență a lui Radu, s-a temut că se va ajunge aici într-o zi. Delia, ce s-a întâmplat cu copilul meu? Unde e copilul meu? Spune! Lasă-l să povestească, să-ți spune. Ia, ce s-a întâmplat? Păi, am vorbit aseară cu el și am ieșit în oraș. Și la un moment dat am mers eu până la toaletă și pe când m-am întors era amețit, era, nu știu, cred că luase pastile sau ceva, numai că de data asta lua foarte multe și... Clarale, Doamne, iartă-mă de pastile! Tu unde ai fost? A
acolo am fost, dar m-am întors o secundă, până m-am dus la toaletă și pe când am venit deja era prea târziu și i-am zis să mergem. Am luat mașina, am plecat și pe drum mi s-a făcut rău și n-am mai putut să conducă. Mă, copilul ăsta nu se mai potolește, a luat supradoză. Măi, calmați-vă, ce-a făcut? Spune-mi și mie, cu doctorii ai vorbit, spune-mi, ce ți-au spus? Am ajuns de o grămadă de ore aici și nu mi-a zis nimeni nimic. Toți stau pe aici și n-am aflat nicio veste. Nu, n-a ieșit nimeni să-mi spună. Hai să mergem să vorbim cu un doctor. Hai să mergem. Potoliți-vă. O să merg eu. Discut acum cu medicii și încercăm să aflăm ce se întâmplă, da? Nu sunteți voi în starea potrivită acum. Mai rău îi faceți. Nu vă dați seama? Adrian și Andrei au făcut primul pas în această relație recent descoperită. O plimbare răcoroasă prin parc, martora primelor confidențe dintre tată și fiu. Să știi că ai avut o idee foarte bună cu plimbarea asta. Ah, mă simt perfect. Nici dacă închiriam alea asta și nu era așa goală. Pe bune, chiar că nu era goală. Auzi, uite ce vroiam să te întreb. Mama n-a vrut niciodată să-mi zică și nici eu n-am avut curajul să o întreb vis-a-vis de o treabă. Da, spune, bănuiesc ce, da. Cum v-ați cunoscut voi doi până la urmă? Era întuneric. Wow! E, nu, nu. Nu te-ai gândit la altceva. Eram la cinematograf. Am înțeles. Hai să stăm puțin. Stai, ia un loc aici. E bine așa, da? Da, dar mă descurc. Așa. Hai că eu chiar sunt curios să aflu treaba asta, că mama tot timpul mi-a ținut secret. De fapt, nici eu n-am întrebat, că mi-a fost rușine, îți dai seama. Rola un film, nu mai țin minte ce film. Ea era cu o prietenă. Așa. Eu eram singur. Am văzut-o. Deși era întuneric, ochii ei m-au fascinat. Mi-am înfrânt orice reținere și am așteptat-o la ieșirea de la film. Am înțeles. M-am prezentat, i-am cerut numărul de telefon. Și? Nici acum nu-mi dau seama cum de mi l-a dat. Așa din prima? Arătam și eu altfel. Ce chestii noi aflu. Eram băiat frumos. Erai băiat frumos? De parcă acum ce-i fi urât sau ce? Mă rog, anii, eu știu, poate au mai săpat ceva pe figura mea. Aoleu. Așa, continuă. După care a început o splendidă poveste de dragoste. Detalii. Am intrat la școala militară. Așa. Am început să frecventez, au urmat niște permisii, după care totul s-a rupt brusc. Ok, bine, am înțeles, s-a rupt brusc, nu v-ați revăzut, nu ați interacționat. Dar în momentul în care ai terminat cu școala militară, în momentul în care teoretic ai fost liber, nu te-ai gândit să, nu știu, să o cauți, o chestie de genul ăsta? Am trăit niște momente cumplite când mi-am dat seama că nu vroia să fie găsită. Of, Doamne, ce înseamnă soarta asta? Îți dai seama că dintr-o fază urâtă ajungi la o... Dar ce coincidență, mi-e nu-mi vine să... Ce coincidență, tu îți dai seama? Îți dai seama? Da, ea spune. Tu cum ai cunoscut-o pe Maria? Aaa, dar suntem aici, face schimb de confidențe, nu? Vorbim lucruri bărbătești. Lucruri bărbătești. Cu Maria e o poveste care... pe care nu prea am spus-o pentru că e destul de rușinoasă, în fine. Și amuzantă, dacă trebuie să mă gândesc. Bine, eu eram acolo în clasă și gândește-te, toți colegii mei erau în echipa de basket, în echipa de fotbal a liceului, cum era, știi? Așa. Eu, firea mea mai poetică, să zicem așa, m-am băgat în trupa de teatru. Da. Dar mi-aduc aminte că mi-era rușine să mă duc la repetiții, mi-era rușine să mă văd cu oamenii aia și știam că mă văd colegii și că o să râdă de mine și nu știu ce. Precis că s-au aliniat niște planete în momentul ăla, că ai avut noroc. Da, am avut noroc, în fine. Și țin minte că la vreo două luni de zile după ce am început să frecventez cercul de teatru al liceului, am pus o piesă normal. Ce se punea la începutul clasei a 9-a, 10-a de obicei, se punea Shakespeare foarte mult și am pus, dacă nu mă înșel eu, și aici nu mă înșel, am pus Romeo și Julieta și am tras... Promițător. Da, promițător, zic mă bine, clișeu. Și am încercat cât de mult să fac cumva să prind rolul lui Romeo, pentru că Maria, evident, avea rolul Julietei. Și mă gândeam eu că dacă ea e Julieta, o să fie la balcon acolo sus frumos și o să fiu jos și o să mă uit la ea și o să-i cânt. Aveam o grămadă de povești în cap care speram că la un moment dat se vor materializa. Așa. N-a fost să fie așa. Un alt coleg de-al meu a luat rolul lui Romeo. Și eram foarte supărat, eram speriat, nu știam ce să fac, nu știam cum să vorbesc cu ea, nu știam cum să o cunosc. Tu mi-ai spus că tu ai cerut telefonul mama și ți l-a dat. Exact. Și acum mă mir cum de-a putut să-mi-l dea. Păi aceeași chestia s-a întâmplat și la mine. Că într-o zi am zis gata, m-am aranjat frumos, m-am îmbrăcat, m-am pus, m-am bărberit, m-am dus la Maria și am spus draga mea, nu știu cum să spun, te plac foarte mult și îmi doresc enorm de mult să ieșim la un suc, bară, cafea, ce-o fi, știi? Superb.
A fost prima dragoste? Prima și... Adevărată? Prima și singura, să știi. Știi ce se spune? Ce? Că nu prea rămâi cu prima dragoste. E, lasă-mă cu chestiile astea, nu prea rămâi. Prima iubire, dacă se întâmplă ceva cu ea. Dar uite că noi am spart barierele astea. Apropo, hai să zic ceva și din casă cu toată nebunia asta care nu cred că mai știe nimeni, pentru că dacă ar fi știut, s-ar fi făcut un dita mai tam-tam. Așa. Astăzi este ziua Mariei. Trebuie să-i luăm un cadou, nu? Nu, i-am luat deja cadou, i-am cumpărat un colier. Ah, nu am la mine că ți-l arătam. Înțeles. Că tot acum sper să-i placă și ei și abia aștept să-i vă reacția. Auzi, hai să ne plimbăm puțin, că dacă stăm așa pe loc, îngheț de frig. Consui, domnul. Hai. Da, și diseară avem o rezervare la restaurant, mergem doar noi doi. Abia aștept. Și o să fie absolut fenomenal. Primele informații despre starea lui Radu trebuie să parvină familiei dintr-un minut în altul. Oricare ar fi natura lor, sentimentele vor fi împărțite. Ușurare pe de-o parte, disperare de cealaltă. Bună ziua! Bună ziua, doctor! Bună ziua! Spre ce-i vorba? Radu trăiește. Este într-o stare stabilă. Oh, ți-a spus eu? O să Doamne fie ajută. Bine. Doamne ajută! Este Doamne la reanimare. Bine. Este într-o comă indusă. Cum adică este într-o comă? Este în investigație și mare grijă că totuși nu a trecut răul. Păi n-a spus că este bine. Da. Dar i-a afectat sistemul neurovegetativ, această supradoză, fapt pentru care noi trebuie să-l ținem sub observație, după care trebuie să aveți mare grijă cu el, pentru că poate să rămână cu sechele. Doamne Dumnezeule, nu vine să cred tata și... Calmă. Radu, Andrei, Radu, unul după altul... Trebuie să vă liniștiți. Pot să merg la el, vreau să intru să-l văd. Acum nu. Eu zic să mergeți acasă, să vă odihniți. Nu, eu nu plec de aici până copilul meu nu se trezește și nu intru la el să-l văd. Așteptați 2-3. Da, dacă este nevoie la salon acolo stau, eu nu mă mișc de aici. Mulțumim. Mă, calmați-vă acum, stați liniștit. Important este că trăiește, important că e în regulă, da? Îi se face tratamentul respectiv, au grijă de el. Ce vreți mai mult acum? Dar e în comă, tata. E o comă indusă, tu știi ce înseamnă asta? Și zicea că poate să rămână cu sechele. Cine știe ce sechele poate să aibă? Sechele, astea sunt chestii care n-ai ce să faci. Sunt inerente. Hai. Nu te mai agita. Atât te rog, hai să așteptăm să se trezească și vedem după, da? Deci nu ne agiți pe calma toți. Nu-l ajuți, hai să vedem cu starea, ce se întâmplă. Da, nu-l ajuți. Trebuie să ies. Trebuie să ies un pic. Bine, hai că... Mă duc să mă... Tata, du-te cu ea. Merg eu cu tine. Nu. De ce? Nu, pentru că vreau să fiu singură un pic, să-mi limpezez gândurile. Ești sigură că nu-ți se întâmplă nimic? Nu, Delia, ia pe tata cu tine. Da? Nu. Nu, las-o, dacă ea consideră așa, înseamnă că are nevoie să fie singură. Delia, n-ai grijă de tine, tata, da? Da, dar poate se face rău fetii. Las-o, dacă ea nu vrea, ce poți să-i zic? Când viața e dispusă să ofere în sfârșit bucurii, când lucrurile se așează așa cum ar trebui, iată că trecutul se întoarce. Viclean și perfid, hotărât să-și bage nasul în toate aranjamentele viitorului. Se pare normal ca vinul să fie servit cald la o petrecere? Nu, nici mie nu mi se pare normal. De ce nu mi-ai spus aseară că s-a strigat frigiderul ăsta? Trebuia să-mi fi spus, tu dai seama că lucrul ăsta mă poate costa un client? Normal că pe voi nu vă interesează. Eu muncesc, voi doar știți să tocați banii mei și atât. Nimic nu vă interesează. Poți să vă deranjez și un minut? Vă caut un domn. Puși, nu ce problemă? Nu știu, probabil, nu știu, o petrecere, ceva, nu știu, un botez. Hai că vin imediat. E la a treia masă pe stânga. Da, hai că vin imediat. Bună ziua, am auzit că m-ați chemat. Aveți nevoie de ajutorul meu? Bună, scumpă! Ce faci aici? Era doar să te văd. Ia un loc, Hai să vorbim afară. Am crezut că mă iei în brațe, că ți-e dor de mine. Să vorbim afară, Mario. Nu aici, te rog frumos, că am de băut cafeaua. Ok. Ți-e dor de mine așa un pic? Ce cauți aici? Vreau să te văd, mi-e dor de tine. Vreau frumos, mă mai atinge. Ce cauți aici? Uite, eu aseară te-am visat. Cât de mult ne iubeam noi, în Spania, în Italia. Ce faci? Cum ești? S-au dus remurile. Cum să ducă iubirea? Uite, acum sunt din nou aici, le putem... Nu mă mai atinge! Te rog frumos! Nu mă mai atinge! Cum să nu te ating, dar mi-e dor de tine? Nu are cum să fie dor de mine! Foarte mult! Tu m-ai lăsat să plec din Spania, așa că nu mai ai de ce să fie dor de mine! Pus-o nelămurire, cred! Dar acum totul se lămurește, să vezi! Ce faci? Ce să fac? Munceam aici, nu? Am înțeles că o duci bine, ai restaurant... Da, este restaurantul meu și muncesc foarte mult pentru el, să știi! Mă bucur! Eu sunt în România pentru că lucrurile în Spania nu mai merg cum mergeau, știi? Criza. E normal? Și
Mă gândeam că acum... Doamne, ce mă iubești, s-a fost dor de mine, văd în ochii tăi, clar, 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 clar. Mă gândeam că am nevoie de un ajutor de la tine. Ajutor de la mine? Nu te-am ajutat destul de mult în Spania? Ce mai vrei acum de la mine? Ce a fost, a fost. Nu lăsăm tot trecutul deoparte. Nu. Ce a fost, a fost. Acum în România am nevoie de ajutor de la tine neapărat. Am o idee de afacere foarte bună și trebuie să înceapă. Și cum să te ajute pe tine? Bani. Nu știu, bani. Bani. Să te ajute pe tine cu bani? Păi, da. Greșești foarte mult. Nu o să te ajute nimeni cu nimic pe tine. Eu te înțeleg. E un șoc pentru tine, cum ai văzut. Inima îți bate. Nu mă atinge. Ieși odată de aici, din restaurantul meu. Uite, eu ies. Dar îți dau timp de gândire un pic așa să-ți revii. Și apoi ne mai vedem noi. Cafeaua nu mi-o plătește? Dragă, din partea acasă. Pleacă de aici. Ce rea ești, ce rea ești. Delia a reușit să scape câteva minute de sub ochii Valeriei și se duce într-un suflet la Mădălin, care încă n-a aflat veștile despre starea lui Radu. Mircea, Radu, banii mulți, Mădălin! Băghi stâmpit! Ce faci? Băghi stâmpit? Ce ai pus mă la ăla în cană? Apă chioară? Stai-mă un pic, ce ai? Ce am? Știi de unde vin? Așa, după tine. Știi de unde vin? Acasă! De la spital? Unde am aflat că Radu Ghișe nu moare? Cum adică nu moare? Cum auzi? Că tu ești atât de cretin încât cred că i-ai pus ce dracu? Aspirină în apa aia? Stai așa și tu acum ce faci? Mă vinovățești pe mine? De ce? Pentru că nu ești în stare să duci nimic la bun sfârșit, Mădăline. Pentru că mergem la purnaie, Mădăline, amândoi! De ce nu sunt în stare de nimic, Delia? Pentru ce m-a acuz tu pe mine acum? Am stat eu cu el în cameră, am stat eu să-i dau să mănânce și să bea. A băut toată apa, tu auzi? Am văzut eu cu ochii mei că am băut-o pe toată, dar tu nu i-ai pus ce trebuia în ea, că altfel nu-mi explic dracu. Și acum a prus Mădăline de vină. Dar cine? Eu? Iarăși eu. E Mădăline de vină, nu ești tu proastă. Deci faci ce faci cu planurile tale idiote și tot eu sunt de vină. Că eu ce? Eu ce? Eu nu sunt în stare să duc un plan la bun sfârșit? Eu nu sunt în stare să îi zic la cretinul meu de prieten să taie niște frâne? Tot eu? Tu pentru că ești mult prea proastă. Eu sunt proastă, mă? Idiotă. Da. Știi de ce sunt idiotă, Mădăline? Știi de ce sunt idiotă? Pentru că întotdeauna te asculți. Tu mă pui să fac ceva și eu fac ca o cretină ce sunt eu să ajung la bușcărie din cauza ta, tâmpitule! Deci dacă odată mai faci voie și asta e controlată, îți rup capul după umeri. M-ai înțeles? M-ai înțeles? Delia, calmează-te că te-au la punct. Calmează-te, te rog frumos. Calmează-te! Calmează-te și hai să ne căutăm o soluție, da? Nu există nicio soluție, nu vezi unde m-a adus planul tău! Căutăm soluția amândoi. Ai înțeles? Amândoi căutăm soluție. Și termine-te că te-au la palme. Clar? Te-ai lișit? Mircea începe să se obișnuiască cu noua lui viață, cu responsabilitățile serioase ale unui cap de familie. Dar există un aspect cu care nu se va putea obișnui. Lipsa banilor. Bună ziua! Bună ziua! Cristian Georgescu de la vă deranjează. Intrați, vă rog. Mulțumesc. Bine că v-am găsit acasă. Am venit pentru achitarea unor facturi. Știți că aveți restanțe. Aveți deja de 3 facturi. Și... dacă tot v-am găsit, ar fi bine să le achitați, pentru că în caz contrar sunt nevoit să vă opresc lumina. Da, îmi pare rău, n-am avut timp, adică suntem cu serviciu, mai puțin pe acasă, am și uitat de ele, sincer. Chiar da, 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 nu e nicio problemă, bine că ne-am întâlnit acum și dacă sunteți... Da, 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 o să plătim, nicio problemă, vă rog. Nu e nevoie să... Mircea, banii, da, de banii. Caută portofel, cum? Stați puțin. Incredibil. Te duci să scoți de pe card ceva, nu avem cash. Aveți 3 facturi restanțe, cumulate înseamnă 300 de ron, ca să știți și suma. Da, mi imaginam că e mai... Da, eu vă spun, uitați, am aici toate 3 facturile cumulate. Îmi pare rău. Uitați, eu vă las factura. Da, mi-l lăsați. Dar în cazul în care nu vă prezentați, achitați toate cele 3 facturi, cineva de la noi va trebui să vină să... Uitați aici suma aferentă.
Așa, asta e pentru toate, da? O să trebuiască să vină ca să vă întrerupă energie electrică. N-avem ce să facem. Bună ziua și vă așteptăm la caserie. Bună ziua. Bună ziua. Cum e posibil, Mircea, să nu avem bani nici măcar de curent? Nu avem nici măcar 3 milioane. Nu știu, nu imaginam că e chiar de gravă situația asta. Laura! Dă-o încolo de treabă. De ce crezi că nu dorm eu nopțile? De nebun? Păi nu știu, nu e vorba, dar îmi imaginam că dacă tu ai avut ația pasele, dai și de egipți de aia, ai păstrat și tu ceva, o sumă, cum? N-ai nimic? Nu. Tu decât atât ai în portofel? Da, ăia sunt toți care i-am, așa m-a prins. Nu-mi imaginam. Cu ăștia m-au prins în portofel. Nu am nimic, tu visezi. La tine totul este în roz. Mi-am imaginat că ești un băiat mai chipzuit și că ți-ai păstrat niște bani. Pentru că având o afacere, nu puteai să rămâi fără niciun ban în portofel. Tu așa umblai tot timpul. Bine, o să rezolv. Eu sunt bărbatul în casă, eu o să rezolv absolut totul. Da, și rezolv urgent. Pentru că mâine dimineață vreau să mă prezint acolo cu toți banii, da? Și să nu mă mai fac de râs că mă caut prin buzunare. O să rezolv. Ok, gata, să o rezolv. Așa trebuie. O rezolv. Din momentul în care a aflat că Radu este în comă, Geta a bănuit că cineva binecunoscut se află în spatele acestor întâmplări. Ce faci, mama? Mama, te rog eu frumos, nu acum. Deci chiar de nu... De ce? Nu mama, timp nu de acum, mine. Nu, n-am stare necesară, n-am... Tu ce cauți aici? Ce cauți aici tu? Copilule, ce caută asta aici? Ieși afară! Ieși afară! Mama, te rog eu frumos. Nenorocit-o, mi-ai distrus copilul! Taci. Mama, te rog frumos. Taci. Ieși. Ieși să nu te vadă fața mea. Ce înseamnă asta, Mădălin? Mama, chiar nu e momentul potrivit. Serios vorbesc. Chiar Mădălin, ce se întâmplă? Nu se mai întâmplă, mama, nimic. Pur și simplu nu mai merge nimic când vine să plâng. Da, am o groază de Mădălin, mama, ce ați mai pus la mama, cale, Mădălin? Mama, nu am pus nimic la cale. Te rog eu frumos. Nu începe iar să mă terorizez cu toate rapturile și iar cu toate paranoile și cu toate... obsesiile tale că am, că nu fac... Tu spune-mi ce ați făcut lui Radu. Tu și Delia, ce ați făcut lui Radu? Mama, iar încep cu paranoia? Pentru ce mă acuz tu pe mine acum sau ce încerc să... Că nu înțeleg. Nu te acuz. Uite, dă-ți piciorușele jos. Uite, uite-te la mine. Uite-te la mine. Cum vorbeam noi? Cum vorbeam noi amândoi și ne sfătuiam? Uite, hai să vorbim frumos. Hai, dacă ai ceva pe suflet, spune-mi, poate te ajut. Mama, n-am nimic pe suflet, pur și simplu. Nu. M-am săturat până peste cap, nu. Da? Te cunosc. Nu am făcut nimic. Sunt ok din toate punctele de vedere. Se pare cumva că aș avea ceva? Atunci, de ce vă certați? V-am Pentru auzit. Că am și eu problemele mele cu Delia, e normal, ce da? Ce probleme ai, mama? Am problemele mele, nu m-a făcut fericit azi după amiază. O, Doamne! Azi de dimineață. Doamne! Ce caută Delia aici? Ea nu te învață la lucruri bune. Delia nu este un om bun. Nu este. Și nu vreau să ajungi din nou acolo. N-aș mai putea suferi. Mă, sufletul meu, uite-te la mine. Sunt bine. Nu am nimic. Am o pasă proastă. Tu ai picat acum într-un moment prost. Da? Uite-te la mine. Totul a fost și totul este bine și va fi bine. Nu. Nu. Te cunosc. Te cunosc, încă că n-ascunzi ceva, ba da. Nimic. Știi ce mă face pe mine să mă simt bine? Să redevii copilul meu de altă dată. Ți-am promis că o să fiu bine. Îți mai promis și acum pentru ultima oară, da? Ai încredere și totul va fi bine. Sper, copilul meu, sper. Având mare nevoie de un umăr pe care să-și sprijine capul, Valeria se întâlnește cu singurul om pe care îl consideră prieten adevărat. Te-am chemat... să fii alături de mine, să mă sprijin în aceste momente dificile și grele prin care trec. Da, Valeria, spune-mi ce s-a mai întâmplat. Radu. Copilul ăsta face numai prostii. Acum a luat o supradoză și este în spital. Sper că nu e nimic grav. Nu, doctorii spun că o să treacă. Valeria, ia gândește-te tu mai bine. Nu ți se pare ciudat? Câte întâmplări nefericite, câte incidente s-au întâmplat la voi în casă în ultimul timp? Tind să cred că s-a bătut un blestem asupra familiei mele. Te rog frumos, lasă-mă cu blestemul. Sunt polițist. Nu mă poți împiedica să nu pun lucrurile cap la cap. Este ca și cum cineva ar avea de câștigat mult din răul pe care îl face acestor copii, nu știu. Bine, hai să trecem peste asta. Okay. Te rog, mă bucură, non, că ești alături de mine.
Mi-ai lipsit atât de mult în acești ani din tinerețe până acum. Aș dori să ne construim un viitor împreună. Știi? Ieri m-am văzut cu Andrei. L-am plimbat prin parc. A fost frumos. Am schimbat impresii, ca între noi bărbații. A început să se lege relația aia frumoasă. Sunt fericit. Te rog frumos să nu-i spui nimic lui Andrei, măcar câteva zile de acest incident. De ce? Este ziua Mariei astăzi și aș vrea să se bucure enorm de acest moment. Da, ai dreptate. Contez pe mine. Fiind menajat de familie și fără să-i se spună nimic despre fratele lui, Andrei sărbătorește alături de Maria ziua ei de naștere. Sper că nu te-ai supărat că te-am... Mai grăbit așa, hai să ne vedem repede. Nici n-am apucat să mă îmbrac, jo, uite cum sunt. Păi da, lasă că așa e frumos până la urmă, nu? Totul spontan, totul nu? Totul spontan, asta e frumos. În primul rând, vreau să știi că sunt foarte fericit. Că, practic, asta este prima noastră ieșire de după accident. Și vreau să știi că te iubesc foarte mult. Și că tot ceea ce e mai frumos în viața mea e legat de tine. Și acum, așa, momentul cel mai dificil, să zic eu, pentru mine. Așa. Trebuie să-ți dau ceva. Sper să-ți ce placă. Ce ai mai făcut? Sper să-ți placă. Stai puțin. Erai tu surpriză din alea, așa, știi? Stai. Mi-a fost foarte greu să-l aleg. Am stat foarte mult timp și, nu știu, sper să-ți placă și sper să fie ok. Nu. Vreau, îmi doresc să ți-l pun eu, vreau să ți-l pun eu pentru că... Cum vrei tu. Stai liniștit. Lasă că-l pun eu, da? Uh-huh. Mă descurc. Dar ce ai? Nu am nimic, dar uite-te și tu, nici măcar nu sunt în stare să spun un curier la gât. Nu, deci nu pot să fac nimic, sunt inutil, chiar sunt inutil. Nici eu nu mă descurc. Deci n-ai de ce să te superi. Hai, ajută-mă tu. Mă ajuți? Haide, ajută-mă să-l pun. Ce stil. Haide. Te-am ajutat să ridici și tu mă ajut să-l închid, da? Deci nu ai de ce să te superi. Te rog. Sub presiunea timpului, Mădălin a găsit o nouă rezolvare la această problemă stringentă, încăpățânarea lui Radu de a rămâne în viață. Cineva s-a calmat, nu? Ai găsit o soluție? Cam eu ar trebui să fiu la care întreabă, nu? Tu ai fost vijelia, tsunami, care a ieșit pe ușă, care a făcut numai fițe și figuri. Ce-a zis Geta, ne acoperă? Mama. Nu e Geta pentru tine, da? N-are de ce să te acopere. Mama o să facă ce a făcut și până acum, o să tacă. Ești tu convins de asta? Sunt foarte convins, doar sunt fisul. Ți-am mai explicat că nu trebuie să-ți faci tu griji în privința asta. Tu ce ai făcut? Am fost la spital. Așa și? Ca să aflu care mai este starea lui Radu. Și acum care este? Simpatică. Și care este? Nu s-a trezit. Încă. O veste bună. Dar... Medicul mi-a spus că e în comă indusă. Așa. O să se trezească în 2-3 zile. Oh, perfect. Perfect. Asta ți se pare ție perfect. Da, perfect. Pentru că în astea 3 zile tu, domnișoara, o să ai timp să... epicapaco. Ce e asta, mă? O substanță. Dacă ce substanță? Poți spune așa. O substanță suficientă puternică să omoare un elefant. Dacă organismul lui Radu a fost atât de puternic cât a rezistat drogurilor și n-a dat în supradoză, aceste substanțe, credem pe cuvânt, că chiar nu are cum să-i reziste. Și ce să fac eu cu ea? Păi, să fii fată deșteaptă, să te duci, să intri în salon, să o pui în branulă, în ser, o furtună, nu știu, găsești o modalitate în care să ajungă în organismul lui toată, ca să nu mai avem dubii pe urmă. Păi tu iar mă bași pe mine la înaintare cu substanțele astea tale tâmpite de la prietenii tăi dubioși? Mm. Mamele, nu
ce m-ai băgat? Eu te-am băgat? Nu, tu ești sigur că asta funcționează, mă? Tu, deci... Chiar mai sigur sunt. Ia încearcă tu să o faci și pe asta. Mamă! Cu facturile neplătite la curentul electric, Mircea revine în casa Mariș, unde primește o veste care îl surprinde. Ce faci, tata socrule? Ce-i cu tine? Vă simțeam lipsa. Eugen, nu am avut nimic cu acea persoană. Absolut nimic, nimic, nimic. Eugen, eu o iubesc pe Valeria. Nu vreau să o pierd. Măi băiatule, măi băiatule, tu vorbești de chestii de genul ăsta și când Fito este în spital. Eugen, o iubesc. Măi, tu nu auzi ce spun eu? Ce? Radu este în spital, e în comă. Ce vrei să spui tu... că e în comă? E în comă, a luat o supradoză. Doamne, hai că plec acum. Mă, dar unde pleacă ăsta, măi? Băi, papagalule, mă! La ce spital te duci, mă? Mario este fostul iubit al Andei, un tip a cărei cunoștință nu-i face cinste și nici nu-i amintește de momente onorabile. Vreau să te invit la un film. Ce faceți? Am bilete în primul rând și tu ești protagonista. Poftim? Intră în mașină să vorbim, hai. Ce cauți aici, Mario? Ți-am spus, vreau să te vii la un film. Aveam bilete în primul rând. Ce film? Filmul de la Ceață. Nu-l atinge. Spania și Italia, îmi place când te... Cum așa? Alea nu erau înregistrate. Nu le-am înregistrat eu, dar uite că acum am prins bine. Mario, dăm filmul, dăm... Uite că îți dau un demo, nu-ți dau filmul, mai am niște... Asta e pentru tine, cadoul meu. Nu pot să cred. Te poți uita cu Babalucu, dacă vrei. Termină-te, nu o să mă uit cu Babalucu. Sau, dă-i lui singur, poate se prinde forță, știi? Cât vrei ca să scap de asta? O sumă care să mă reprezinte. Zi! O sumă la care trebuie să-ți dai un pic interesul, da? Okay? Deci nu-și bate joc. O să primești un telefon mâine sau poimine de la mine. Așa. Îmi dai CD-urile, îți dau banii și am terminat. Nu mai vreau să te văd niciodată în viața mea, înțeles? Niciodată! Am luat banii, am plecat din viața ta. Tu pierzi oricum, știi chestia asta. Nu mă pup de plecare? Se pare că nu. Ok. Adrian este alături de Valeria din simțăminte puromenești, dar și pentru că instinctul îi trage semnale de alarmă în legătură cu această serie de accidente suspecte. Valeria! Ce se întâmplă aici? Nimic. Cum adică nimic? Tu ești la spital sau v-a luat-o hormonii? Tropă e cumva prin spital? Ce se întâmplă? N-am înțeles de ce urli. Stimate domn, nu cred că este nici locul și nici momentul să ne rezolvăm problemele în familie. Suntem la spital, aveți un băiat bolnav. Stimate comisar, văd că cu moral asta e foarte prost. Știi cine este? Cine am fost? Nu, dragă, ia uite-mi buletin, încă mi-e nevastă. Nu numai că știu cine este, dar i-am spus și eu de atâtea ori cine este. Și? Și? Ce să n-a înțeles? Vreau să înțelegeți un singur lucru, că sunt aici ca să o consolez și atât. Dom'le, duceți-vă dumneavoastră și consolați pe altcineva. Lăsați nevasta că mi-o consolez singur. Este momentul să avem un alt tip de dialog. Cel puțin vreau să vă spun că eu v-am fost până acum cel mai bun avocat. Vă rog să aveți în continuare explicațiile de familie cu soția dumneavoastră. Eu mă retrag. Ok, o să am. Valeria? Te joci cu cuvintele, cuvinte mari, nevoastră, dragă, mai aveai puțin să spui și iubită. Cuvintele mari poate ar fi fost dacă mai fi anunțat și pe mine că copilul meu este în spital. Cred că meritam atâta lucru. Tu nu meriți nimic. Din partea mea, tu nu meriți nimic, da? Poate copilul meu merită ceva din partea mea. Nu! Din cauza ta, copilul meu... este aici, în spital, da? Vorbe mari. N-ai avut grijă de el. N-ai știut să discuți cu el ca un tată, da? Deci, te-am întrebat de ce nu m-ai anunțat și pe mine să-mi spui că Radu este în spital. Pentru că nu meriți. Dragă, dar aici e problema de copil și nu de mine. Copilul mare pe mine, da? Poate copilul vrea să mă aibă și pe mine. Nu gândești, cred. Gândești cumva în numele acestui copil? Da, gândesc în numele tuturor eu. Dragă mea! Îți iei prea multe pe cap, lasă-le! Termină cu draga mea și te rog frumos, discuția asta nu și are rost acum, da? Copilul este în spital, e bolnav,
N-am ce să discut cu tine acum despre lucrurile noastre trecute, da? Da, am văzut. Am văzut cât de mult te interesează că acest copil este în spital. Am văzut. Băi, hai să închidem discuția asta, da? Ți-am spus, nu este problema ta ce fac eu cu viața mea, da? Odată cu întoarcerea lui Mario, clipele liniștite ale Andei s-au cam terminat. Trebuie să scape de el cu orice preț, chiar dacă va trebui să-i facă pe plac. Nu mai vine să fac eu masaj? Mai întreb, dar cum ai apărut? Păi am terminat puțin mai devreme astăzi treaba, că am avut o problemă la serviciu și am zis să vin mai repede la tine acasă. Să stau cu tine, știi, să petrecem mai mult timp împreună, pentru că de multe ori simt că nu mai petrec timp deloc cu tine. Ca dintr-un vis ai apărut. Ca într-un vis, eu sunt visul tău, pui. Așa este. Uite-te, știu ce mi s-a întâmplat, vreau să-ți povestesc. Știi că eu spun ție tot ce mi se întâmplă și nu pot să-ți ascund nimic. Stai puțin, iar s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva foarte grav. Știi mașina aia de făcut gheață? Mhm. S-a stricat. Oi, firarea să fie cam nesuferită. Aolo, nesuferită rău, pui, pentru că dacă nu e mașina aia de gheață, nu pot răci băuturile. Nu pot răci băuturile, nu pot servi clienții, bine. Nu sunt clienți? Uite, așa dispar banii familiei Mariș. Nu știu ce să mă fac, iubire, fără mașina aia. Și? Și ce-am făcut? L-am sunat pe omul care repare mașini și mi-a zis că să-i dau banii în avans. Bine, asta nu e chestie de amânare. Se rezolvă. Mâine o rezolvăm. Mâine? Am drum la bancă. Mâine și o rezolvăm. Sigur, dacă îmi dori. Hai să mergem astăzi la bancă, pui să scap și eu de grijile astea. Măi, Anda, mă. Dacă nu fac mașina aia de gheață, așa? Nu știu ce să mă fac. Bine, o rezolvăm. Mulțumită? Da, hai să mergem. Cu ultimele forțe și cu cele din urmă mijloace, Mircea se străduiește să-și înduplece nevasta, să-l reprimească în sânul familiei lor și eventual să-i deblocheze cardurile. Hai, liniștește-te, că va fi bine. Să sperăm. Valeria, haide să ne mai certăm mai. Nu știu, prea... Păi cine a început scandalul, nu tu? N-ai venit tu cu gura mare? Ah, da, așa este, ai dreptate, dar nu știu, poate mi-a luat o gelozie înainte, nici nu știu ce să zic. Dar știi, în ultimul timp, nu numai acum la spital, dar ne-am tot certat, hai de totul să nu ne mai certăm și, Dumnezeule, stăm la spital, hai să fim aproape de copilul ăsta. Auzi, nu-i momentul să-mi arăți că ești tandru cu mine acum, da? Te rog eu. Hai să o reluăm acum. Ce vrei de fapt? Concret? Vreau să nu ne mai certăm. Vreau să fim o familie. Vreau pentru noi, pentru acest copil, pentru Radu, pentru toată lumea. Vreau să fim din nou o familie. Nu mai ai loc în viața mea, da? Nu spune asta. Bună ziua. Bună ziua, domn doctor. Radu este din ce în ce mai bine. Se află în continuare la reanimare, dar am început să-l trezim din coma indusă și să sperăm că tot o să fie bine. Doamne Dumnezeule, mulțumesc, Doamne! Vreau să-l văd, pot să-l văd? Nu acum, domnișoară, trebuie să aștept, să ai răbdare. Vă rog din suflet, lăsați-mă să-l văd un minut, atât, că știu că o să-i facă bine să știe că sunt lângă el. După ce se va trezi. Un minut, vă rog! Domnul doctor, știți cum sunt tinerii? Lăsați, poate se poate totuși să o lăsăm. Poate are dreptate și va face bine acum. Bine, dar numai un minut. Să nu-l obosim. Cu banii de la Eugen, Anda speră să pună capăt definitiv acestei apariții supărătoare. Dar neplăcerile ei sunt departe de a se fi sfârșit. Ce faci, Pisi? Văd că te-ai mișcat rapid. Înseamnă că ți-a plăcut demo-ul, a? Fără vorbe, ia-i. Bă, ce dracu e asta? Marion, ce ai? Sunt banii pe care mi-ai cerut! Îți bagi joc de mine! Alo, stai. M-ai aruncat cu banii tu și cât a trebuit să muncesc eu pentru banii ăștia? Ok, stai. Hai ca să nu ne supărăm mai clar. Deci, la mine vii cu sumă ca lumea. Nu vii cu c***uri de genul ăsta, te uiți la mine, ok, da? 20.000 de euro într-o zi sau două, că poate mă răzgândesc și dau direct babalâcului casetele. M-ai înțeles? Cum să-ți fac eu ție roz de 20.000 de euro, ai nebunit? Te descurci, ești o fată cu potențial, da? N-am cum! Nu am cum, pur și simplu, nu am cum! Deci, nu în două, trei zile. Într-o zi mi-i faci rost, pentru că am nevoie într-o zi, clar? Da? O duci tu bine? O duc și eu. Hai, Mario.
Totuși m-am gândit mai bine. Adu-ți aminte cât de frumos a fost între noi în Spania. Iubirea noastră pe care am avut-o. N-ai vrea tu să încheiem toate lucrurile astea și să fim prieteni ca și înainte? Sex. Vrei, nu? Dragoste. Știam. Vreau dragoste de la tine. Babaluc nu-ți place foarte mult, m-am prins. Nu îmi place ca tine, nu o să-mi placă niciun băiat. Știu, știu. Okay, tocmai de asta zic, hai să... Bun, dar banii sunt bani, clar. Facem și chestia asta. Uite, fac asta pentru tine, ca să nu spui că-s băiat rău, da? Ok? Dar vii cu un plic frumos și vreau altă prezentare, da? Deci nu bătai de joc de asta, clar? Ca dovadă că ți-a fost dor de mine, dă un pupic aici ca să-mi aduc aminte de Spania. Să nu mă supăr mai rapid pe Babaluc, se duc casetele. Haide! O să te sun eu câteva zile, dar nu mă pot? O să regreți. O să regreți asta. Ce-mi place când te superi. Primind permisiunea doctorului, Delia pătrunde în salonul lui Radu ca să-i transmită energie pozitivă și dorința de viață, toată dragostea ei și încă ceva. Semnele vitale sunt aproape în regulă, aproape de normal. El a avut, de fapt, o amnezie temporară. Tu chiar nu-ți amintești nimic? Mi-amintesc că vrei să pleci și că vreau să vin cu tine. Bună ziua, o caut și eu pe Timișoara, Anda. Ce întreb de ea? Eu întreb de ea. Și de asta nu aveți un nume? Săptămâna viitoare. Așa. Vom pleca la Viena. Am vorbit cu un doctor specialist. Eu nu o să merg nicăieri. Deci nu mă duc absolut nicăieri. Ce faci, sărâncuțo? Ce controbă ai acolo? Ce crezi că o să zică iubitul tău, domnul Eugen, despre asta? Știu. Ce zici să-l întrebăm? El m-a trimis. O fi acasă?